totul pentru buzunarele proprii și casieria partidului. Este o surpriză pentru cetățenii României să afle că între politicieni și oameni de afaceri există tot felul de legături ascunse, care înseamnă afaceri care se fac împreună. Bărbați mulți, oameni puțini. Demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dacă există o problemă și se demonstrează că sacoul de pe mine a fost cumpărat din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dumnezeule, mă iartă, după mare mila ta, și cu mulțimea durării, șterge fără de legea mea. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păcat al Eu am avut șansa să fac deja școala politică a lui Traian Băsescu, spunea în emisiunea noastră că va face o școală ulterior, și am învățat că politica este pe voturi. Elena Udrea este bună pentru România. Am văzut cum toți mari bărbați politici ai țării, și nu numai politici, s-au ascuns pe sub mese. Dacă vă uitați la Elena Udrea, sigur a fost un pareu câștigat, nu? Numai că cea mai înaltă funcție în stat i-a adus lui Traian Băsescu lucrul de care avea cea mai mare nevoie să scape de dosare, imunitatea. Timp de 10 ani, anchetele în cazul Băsescu și al apropiaților săi au fost stopate, uitate sau tergiversate. Sunt foarte mulți în țara asta care au crezut că pe ei nu-i atinge legea. Chiar și șmecherii ăștia care își pun averi pe alte nume și vin să dea lecții pe urmă la televizor. Eu sunt convins că statul român a început să-și dezvolte instituțiile în așa fel încât va fi foarte greu să scape. Este singurul candidat onest. Este un om corect, un om care nu minte. Are rezistență, e o femeie inteligentă, vrea, are ambiție. Noi suntem urmașii lui Traian. Noi suntem urmașii lui Traian Băsescu. Nu este o surpriză pentru cetățenii României să afle că între politicieni și oameni de afaceri există tot felul de legături ascunse, care înseamnă afaceri care se fac împreună. Bărbați mulți, oameni puțini. Demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dacă există o problemă și se demonstrează că sacoul de pe mine a fost cumpărat din bani la Microsoft, o dau înapoi. Ce faci, doamna președinte? În Elena Udrea am încredere că va rămâne un om loial. Susțin candidatul Partidului Mișcarea Populară în alegeri, pe doamna Elena Udrea.
fie condamnată, pentru că este cea mai mare investiție politică pe care am făcut-o. Am fost permanent o sursă alternativă de informații la președinte. Pun degetul pe niciunul din serviciile secrete din România, dar spun, servicii secrete au fost aici. Grădina Carpaților. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare, vreau să o tratez. Cine face un dosar? Măcar nu mi este frică de evoluția dosarelor. Penalul penalilor, tăticul penalilor. Ați terminat? Este ca și când ar fi coborât din cer cu Hârzovu și vrea să ne arate că e pur. Este timpul schimbării. În această seară, dezvăluiri explozive. Ce au ascuns conducătorii țării ani de zile? Cum s-au înțeles să mintă poporul pentru miliarde de euro? Demnitar de top aflat în fruntea instituțiilor statului, acuzații de ultimă oră. Voi sunteți Partidul Democrat Liberal. Moldoven, ardelen, mulden, constanțen. Noi suntem Partidul Democrat Liberal. Pentele în desfășurare. Coșmor, așa dat demisia din Senat. Vă-i teamă că vă arestează astăzi? Deputatul Ioan Adam a primit mandat de arestare preventivă. Echilibru și echidistanță. Informarea e mai tare ca dezinformarea. Sunt multe lucruri pe care noi ni le-am dorit. Am fost prostit. Trebuie să satisfacem pofta de sânge a presei. Trebuie ca urmașii vampirilor să fie satisfăcuți.
monstru. Uită-te în jur, e sinistru. Știu că o să ne vinzi pe toți, doar ca să te scoți și dai apoi. Ai jeans de bani, ai jeans de bani, jeans de bani, ai jeans de bani. Este singurul candidat onest. Este un om corect, un om care nu minte. Are rezistență, e o femeie inteligentă, vrea, are ambiție. Mă, Ștefan, o susține că eu am făcut telegondolă. Când a venit în vizită ca ministru a turismului, bineînțeles că trebuie să ne tragem cu telegondola amândoi. E mult mai cinstită ca toți ăștia la un loc. Mult mai corect. Elena Udrea este un om corect, un om care nu minte. După ce a pierdut prezidențialele și a început să fie încolțită, Udrea a început să dezvăluie cât de putred a fost în realitate regimul protectorului ei, Băsescu. De unde vine puterea celor de la SRI? Din faptul că acolo sunt toate informațiile, mai ales cele care țin de scheletele din dulap. Deci așa se întâmpla și pe vremea lui Traian Băsescu, cât a condus serviciile, tot așa se întâmpla? Probabil că da. Noi suntem urmașii lui Traian. Noi suntem urmașii lui Traian Băsescu. Miluiește-mă, Dumnezeule. Adică nu trebuia să mă mir că avea bani să-mi cumpăr o poșetă. Dacă, de nu știu, demonstrăm că poșeta a fost luată din bani la Microsoft, o dau înapoi. Dumnezeu ne mă iartă. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. De păcat alpește-mă. Viste, vitezie, falzimzie, dulce rămânie, asta ce-o doresc. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unul, e după cât îndrăznești tu, după câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou-nouț în față. Începe!